cei mai temuți războinici din istorie. De-a lungul istoriei au existat multe persoane care s-au remarcat în diferite domenii de activitate, de la știință la arte, de la filozofie la politică, ori de la afaceri la tehnologie. Niciuna dintre acestea nu a vărsat însă mai mult sânge decât cei mai mari războinici din istorie. Iată care sunt aceștia. Alaric Vizigotul. Alaric a fost un rege vizigot care are distincția de a fi singurul care a jefuit Roma. Acest lucru l-a făcut om de onoare al Romei și magistrat, maestrul soldaților, făcându-l un membru de prim rang al Imperiului Roman. În urma jefuirii Romei, Alaric a condus trupele sale spre sud, până la Campania, cucerind Nola și Capua în drum. Alaric s-a îndreptat spre provincia romană din Africa, unde a intenționat să-și aprovizioneze armata cu grânele personale ale Romei, dar o furtună a scufundat corăbiile sale, blocându-l temporar. Numai mama natură l-a putut învinge pe Alaric barbarul. Alaric s-a născut în jurul anului 370 în Dobrogea de astăzi, în preajma deltei Dunării, fie în insula Peuce, un grind din deltă, fie mai probabil în castrul de la Platei Pegie. Contele Roland. Roland a fost un mare războinic francez și un erou popular medieval care a fost imortalizat în poemul Chanson de Roland, care a fost scris cândva între secolele 11 și 12. Contele Roland a fost comandantul din Charlemagne la granița Bretonului. Conform legendei, el a fost ucis în Pirinei, au tăiat ariergarda armatei franceze care se întorcea de la invazia din Spania din 778. Horatius Cocles a fost un erou roman legendar care a apărat podul de peste Tibru când orașul a fost atacat de etrușci. Horatius și-a pierdut un ochi într-o bătălie din cauza unei săgeți pe care a scos-o și a continuat să lupte ca o bestie, de unde și numele Cocles, care înseamnă un ochi. Celebritatea îi se datorează faptului de a fi apărat de unul singur podul Sublicius de pe râul Tibru din Roma, în fața întregii armate etrusce a lui Porsena. Pus să păzească podul, el a respins atacurile inamicului în timp ce în spatele său romanii pregăteau distrugerea podului. Înainte ca podul distrus să se prăbușească, Horatiu s-a aruncat în momentul prăbușirii în râu și a ajuns în not în cetate, scăpând teafăr dintr-o ploaie de săgeți inamice. În onoarea sa a fost ridicată o statuie, iar lui s-a dat atâta pământ cât a putut ara într-o zi. Prințul Rupert de Rin. Deși prințul Rupert arăta ca un om blând și provenea dintr-o familie ridicol de bogată, acest om era foarte ambițios. La vârsta de 14 ani, prințul german s-a înrolat deja în armată și a plecat să aibă o carieră foarte diversă și colorată. Deși este cel mai cunoscut pentru comanda cavaleriei regale în timpul războiului civil englez. Chiar dacă prințul Rupert a fost și inventator, artist, om de afaceri și alte câteva lucruri, abilitățile sale de luptă și spiritul războinic nemilos sunt cele care l-au făcut să iasă în evidență. El era un războinic atât de bun, încât dușmanii săi credeau că are puteri supranaturale și nu putea fi ucis. William Wallace a devenit cunoscut la nivel mondial datorită filmului Braveheart, în care a jucat Mel Gibson. Dar cei care cunosc istoria europeană știu deja ce războinic mare a fost acest legendar scoțian. William Wallace este considerat unul dintre cei mai importanți eroi naționali ai Scoției pentru lupta sa până la moarte de a elibera Scoția de legile Angliei. Sir William Wallace s-a născut în anul 1272 sau 1273 și a fost un cavaler și nobil scoțian, devenit unul dintre principalii lideri în timpul războaielor scoțiene de independență. De la moartea sa, Wallace a obținut o imagine de simbol în țara sa și peste hotare.
Basil al II-lea. Basil, criminalul bulgar, a fost unul dintre cei mai brutali și nemiloși împărați din istorie, după cum spune și porecla. El a fost un împărat bizantin de origine greacă, din dinastia macedoneană, și a condus vastul Imperiu Bizantin pentru aproximativ 15 ani, din ianuarie 976 până în 1025. La moartea sa, imperiul se întindea din sudul Italiei până la Caucaz și de la Dunăre până la granițele Palestinei, cea mai mare întindere teritorială în peste 4 secole, teritorii cucerite cu mult sânge, în care Basil al II-lea lupta mult mai vicios decât orice alt membru al armatei sale. Attila s-a născut în Ungaria de astăzi și a devenit unul dintre conducătorii cei mai violenți și fără milă din zonă. El a fost cunoscut pentru privirea feroce și, în conformitate cu istoricul Edward Gibbon, el își dădea frecvent ochii peste cap de plăcere, ca și cum teroarea îl inspira. Attila a terorizat dușmanii săi pretinzând că deține sabia lui Ares, zeul grec al războiului, și judecând după atacurile sale vicioase și luptele împotriva Imperiului Roman, tactica lui de intimidare dădea roade. Iuefei. În timpul carierei militare de 25 de ani, Iuefei a luptat în 126 de bătălii, în principal în China centrală, și nu a pierdut niciodată. Mai mult, el a crescut în rang militar de la privat la comandant general al forțelor imperiale, inventând mai multe stiluri de arte marțiale, și a scris o sumedenie de poezii epice despre cum avea să îi înfrângă pe dușmani. În prezent, el este privit ca un erou național în China și simbol suprem al integrității, patriotismului și loialității. Eric Bloodaxe. Eric Bloodaxe a fost un prinț norvegian și ultimul rege independent al Yorkului. El a devenit rege al Northumbrians de două ori, în 947 și în 952. Este considerat unul dintre cele mai legendare nume din istoria vikingilor, datorită talentului său incredibil și al curajului pe câmpul de luptă. Arminius. Arminius a fost un șef german în prima parte a secolului I și este amintit ca fiind un războinic brutal care i-a bătut pe romani în bătălia din pădurea Teutoburg, unde el a distrus literalmente 3 legiuni romane și auxiliarele acestora. Chiar și așa, Arminius a fost în cele din urmă înfrânt și ucis, dar victoria acelei bătălii a fost atât de impresionantă și sângeroasă, încât a avut un efect incredibil pe termen lung, atât de parte a triburilor germanice vechi, cât și a Imperiului Roman. Legiunile romane nu au mai încercat niciodată să cucerească și să dețină definitiv Germania dincolo de râul Rin. Miltiade. Potrivit istoricului Herodot, sacrificiul regelui Leonidas și a celor 300 de spartani curajoși nu însemna prea mult dacă nu exista Miltiade, un strateg militar atenian genial și om de stat, a condus atenienii și aliații lor la victorie asupra perșilor în bătălia de la Marathon, unde a distrus literalmente flota persană și a forțat cel mai puternic imperiu din lume la vremea sa să se retragă în rușine și să se întoarcă acasă după ce a eșuat să cucerească Grecia. Vlad Țepeș. Foarte puțini oameni din istorie au aruncat mai multă teroare în inima oamenilor decât Vlad Țepeș, cunoscut și sub numele de Dracula. Omul care a devenit o legendă și este privit ca domnul Întunericului a fost o persoană reală și un războinic foarte puternic. El s-a născut în 1431 în Transilvania și a domnit de 3 ori. Victoriile lui Vlad Țepeș asupra invadatorului Imperiu Otoman au fost vizualizate și celebrate nu numai în toată România, ci și în restul Europei. Și se spune că Papa Pius al II-lea chiar a fost impresionat de talentul și spiritul său de luptă. De ce este amintit și ca Țepeș?
el nu a arătat nicio milă dușmanilor săi, pe care îi trăgea în țeapă și, conform legendei, le bea sângele. Sun Tzu. Priceput și cu experiență în luptă, într-o perioadă de tulburări politice și militare fără precedent, Sun Tzu a fost un specialist militar activ în timpul turbulențelor târzii din dinastia Chu. El a devenit o legendă după ce a scris despre strategia militară chineză și artele marțiale în arta războiului. O carte care continuă să aibă un impact imens asupra culturii atât asiatice cât și occidentale. Scipio Africanul. Scipio Africanul a fost unul dintre comandanții romani cei mai capabili și de succes din istorie și cel care l-a învins pe Hannibal în bătălia de la Zama în al doilea război punic. Chiar dacă Scipio era 100% roman, deoarece victoria sa a fost în Africa, în urma triumfului i s-a permis să preia porecla Africanul. Mai târziu, el a primit numele de Asciaticus, când a servit pe fratele său, Lucius Cornelius Scipio, împotriva lui Antiochus al III-lea al Siriei, în războiul Seleucid, unde a făcut ce știa el mai bine, să învingă. Spartacus. Fără niciun dubiu, cel mai faimos gladiator care a trăit vreodată, Spartacus, împreună cu Crixus, Oenomus, Castus și Gianicus, a fost unul dintre liderii sclavilor din răscoala lui Spartacus, o revoltă a sclavilor majoră împotriva Republicii Romane. Niciun alt individ nu a terorizat puternica republică așa cum a făcut-o el. Spartacus a fost conducătorul răscoalei sclavilor din Republica Romană în anul 73 înainte de Hristos. Născut în Tracia, în jurul anului 109 înainte de Hristos, dintr-o familie de păstori, aparținând tribului Maedi, Spartacus a luptat în rândurile soldaților romani, dar în cele din urmă a fost prins și vândut ca sclav. A fost apoi dus la școala de gladiatori a lui Batiatus din Capua, devenind un mare gladiator. Xiahu Dun. Xiahu Dun și-a oferit serviciile ca general militar al dictatorului Cao Cao la sfârșitul dinastiei Han de Est și a devenit o legendă când, în timpul unei bătălii, a fost lovit de o săgeată și și-a pierdut ochiul stâng. În fața soldaților săi uimiți și dușmanii deopotrivă, a scos săgeata și și-a înghițit propriul glob ocular. În urma acestui incident, armatele inamice din China au fost afectate de teamă de Xiahu cel Orb, războinicul cu un ochi. Hannibal Barca. Hannibal s-a născut în anul 247 înainte de Hristos în Cartagina, capitala a ceea ce este acum Tunisia, într-o perioadă când împărăția tocmai a pierdut un război lung și important cu Roma și multe teritorii. Dar Hannibal a fost menit să recucerească aceste teritorii odată ce a devenit adult. Se crede că Hannibal a fost unul dintre cei mai mari generali și lideri militari ai lumii antice și un strateg genial care a dezvoltat tehnici de înconjurare și decimare a inamicului cu forțele combinate ale infanteriei și cavaleriei. Războaiele sale cu Imperiul Roman au fost unele dintre cele mai epice din toată antichitatea. Pirus din Epirus. A fost regele molosianilor grecești și cel care le-a oferit romanilor iadul. El a fost prima și singura amenințare a Romei la începutul Imperiului. De fapt, el a fost singurul om care a continuat să bată legiunile romane. Unii istorici cred că istoria ar fi fost diferită dacă Pirus nu ar fi fost ucis în Argos. Hannibal Barca l-a considerat cel mai bun general. Unele dintre luptele sale, deși victorioase, au fost foarte sângeroase și au dus la o pierdere teribilă de vieți omenești, încât au dat naștere termenului de victorie a la Pirus, o expresie folosită și astăzi, mai ales în sport și politică. Richard Inimă de Leu. Richard a fost regele Angliei, cunoscut mai târziu și sub numele de Inimă de Leu,
și celebru pentru faptele sale în a treia cruciadă, deși în timpul său de domnie de 10 ani a petrecut doar 6 luni în Anglia. El este descris ca fiind un războinic extrem de calificat, care nu a arătat milă dușmanilor săi și este faimos pentru curajul și îndrăzneala sa. Richard s-a născut pe 8 septembrie 1157 și a fost al treilea fiu al regelui Henric al II-lea. Miyamoto Musashi. Musashi a fost un spadasin japonez iscusit și un ronin invincibil, adică un samurai fără maestru sau lord. A devenit o legendă din cauza iscusinței sale de a mânui sabia remarcabil în numeroase dueluri de la vârsta de 13 ani. El a fost fondatorul stilului Hyoho Niten Ryu. Mai târziu, după ce a perfecționat stilul de luptă două săbii, el a urcat un munte și a scris tratatul definitiv cu privire la decapitarea Zen, pe care a numit-o o carte de cinci inele. Mulți istorici și experți îl consideră cel mai mare spadasin care a trăit vreodată. Julius Cezar. Julius Cezar este probabil cel mai faimos și de succes om al statului roman și general din istorie și a fost cel care a condus armata Romei în numeroase bătălii victorioase care au extins teritoriul său. Mai mult, el a scris despre aventurile sale militare din care aflăm despre geniul și curajul său pe câmpul de luptă. Julius Cezar a fost una dintre cele mai influente și mai controversate personalități din istorie. Rolul său a fost esențial în instaurarea dictaturii la Roma, lichidarea democrației Republicii și instaurarea Imperiului Roman. A provocat războaie de cucerire fără acceptul Senatului Roman. Cucerirea Galiei, plănuită de Cezar, a inclus sub dominația romană teritorii până la Oceanul Atlantic. În anul 55 înainte de Hristos, Cezar a lansat prima invazie romană în Marea Britanie. Cezar a ieșit învingător într-un război civil, devenind dictator al lumii romane, și a inițiat o vastă acțiune de reformare a societății romane și a guvernării acesteia. El s-a proclamat dictator pe viață și a centralizat puternic guvernarea statului slăbit din cauza războiului civil, pornit tot de Cezar. Leonidas din Sparta. Leonidas a fost rege în Sparta între 489 și 480 înainte de Hristos. Faima lui provine din bătălia de la Termopile, din 480 înainte de Hristos, în care a condus 300 de spartani și 7000 de alți greci într-una dintre cele mai memorabile rezistențe din istoria antică, împotriva unei armate persane de 180.000 de oameni. Fapta lui Leonidas și a ostașilor săi a impresionat întreaga lume antică, precum și posteritatea, astfel că atunci când se amintește de Termopile sau de un război al grecilor, oricine fuge cu gândul la acei eroi legendari. Sparta însăși, care prin lege trebuia să reprime orice sentimente de glorificare individuală, i-a ridicat lui Leonidas, pe locul luptei, un mormânt de piatră reprezentând un leu. Genghis Khan. Distrugătorul mongol, după cum mai era cunoscut, a pus în mișcare cucerirea unui sfert din populația lumii și este considerat unul dintre cei mai mari învingători din toate timpurile. Poporul său a crezut că el este cel mai mare om din toate timpurile și că a fost trimis din cer, de aici și cunoscut sub numele de Războinicul Sfânt. Genghis Khan a pus temeliile Imperiului Mongol. Dispunând de o uriașă forță armată, bine organizată și extrem de mobilă, Genghis și principalii săi comandanți militari au întreprins numeroase războaie de cucerire, încheiate cu importante câștiguri teritoriale. Alexandru cel Mare. Deși a murit la vârsta de 33 de ani, celebrul rege grec a reușit să cucerească cea mai mare parte a lumii cunoscute de atunci. De aceea, foarte mulți istorici îl consideră cel mai mare general care a existat vreodată.
El a luptat în prima linie la fiecare dintre bătăliile sale, spre deosebire de alții regi care doar se uitau cum trupele se bat. Alexandru cel Mare a rămas neînvins și a preluat majoritatea regatelor de pe atunci, cum ar fi Persia, India și Egipt, pe lângă altele, și a fost primul rege care a răspândit civilizația greacă și vestică în alte părți ale lumii.